Vreau să vă urez tuturor bun găsit la o nouă ediție Real Estate Talks. Astăzi ne aflăm într-un cadru cu adevărat luxuriant, o premieră pentru Real Estate Magazine, însă ocazia este cu adevărat importantă. Astăzi o să vă prezentăm povestea unei familii antreprenoriale care și-a dezvoltat de-a lungul timpului o afacere tot mai mare în domeniul amenajerilor interioare. Fără prea multe detalii, vreau să vă introduc Oana și Dragoș Vladilă, fondatorii casei de tapet Vladilă. Voi ați atras foarte multă atenție în ultimul timp. Noi am scris despre voi foarte mult, e o poveste foarte frumoasă ce faceți voi aici. Și vreau să vă întreb de unde a început totul. De unde e pasiunea pentru tapet? Bună, Ovidiu, bine ai venit la noi. Ca să vin în completarea ta, într-adevăr am fost casa de tapet Vladilă, dar odată cu lansarea noilor produse, liniei de mobilier și a țesăturilor, am devenit casa de design Vladilă. Deci deja avem o știre din primul minut. Exact. Transformăm omida în fluturi, ușor, ușor. Cum a venit această mutare pe care ți-a anunțat-o tocmai acum în premieră la noi? A venit natural? E ceva ce e o cerință a pieței? Mutarea asta face parte dintr-un plan pe care îl avem încă de la început. Scopul nostru este de a crea design și de a diversifica gama de produse pe care noi o facem și pe care o distribuim. Și scopul, până la urmă, este să facem frumos în casele oamenilor și să ajungem cu cât mai multe produse, nu doar cu cel cu care deja v-am obișnuit, și anume tapetul. Ideea este că ați lansat peste 500 de modele de tapet pictate integral de mână, ceea ce sună impresionant. Sunt undeva peste 1000. Deja sunt peste 1000. Noi pe site am citit 500. Cum a început povestea, de fapt, a voastră, ca afacere de familie? Aici cred că Oana poate să-mi povestească pe scurt așa, care da. A fost parcurs. Începutul a fost unul super timid, în sensul în care în 2018 a venit Dragoș acasă cu ideea de a face tapet. În momentul respectiv aveam o firmă de producție publicitară. Aveam câteva utilaje care nu erau dedicate pentru tapet, dar ideea lui a venit cumva în completarea ceea ce voiam eu să fac, pentru că am terminat arhitectura, urbanismul, dar voiam să mă axez pe design interior. Și era conex activității pe care voiam să o întreprind la momentul respectiv. Și mi-a surâs foarte tare ideea, moment în care m-am apucat să realizez modele pentru tapet. Modele pe care le cream noaptea, pentru că fetița mea era micuță, avea un an și un pic și stăteam cu ea acasă. Și cum prindeam un moment liber, începeam să creez modele. Modele pe care le postam pe rețele de socializare și, într-adevăr, primeam aprecieri, însă o lungă perioadă de timp nu s-a materializat în comenzi. Doar că eu susțin că răbdarea este un ingredient foarte important pentru atingerea succesului. Deci ați făcut cumva tranziția de la pasiune la business? Așa este, da. Da, lucrurile s-au transformat într-un mod natural și partea aia importantă în businessul nostru și în familia noastră este că am avut răbdare și n-am avut o presiune. Firma de producție publicitară mergea foarte bine și n-am avut o presiune în sfera proiectului ăsta. Doar că în momentul în care am conștientizat potențialul, atunci, într-adevăr, am început să planificăm lucrurile mult mai minuțios, mult mai atent și să și aplicăm ceea ce planificăm. Și așa am ajuns astăzi, creând, spunem noi, un brand iconic într-un timp destul de scurt. Și ați identificat și o nevoie a pieței, pentru că sunt curios cum erau clienții atunci, cât de greu a fost să-i găsiți sau ei au venit la voi direct? Nu, inspirația cumva vine din lucruri deja existente. Nu ne-am apucat noi și am reinventat roata. Doar că noi am înțeles exact care ar fi motorul acestei business și anume partea de design. Da? Pentru că altfel ai putea să spui un autocolant bine mersi pe pereți și ar arăta, ar spune unii la fel, numai că nu arată la fel pentru că exact asta e focusul, partea de design. În momentul de față avem o echipă de peste 20 de designeri, da? Că așa am și ajuns la numărul ăsta impresionant de modele desenate. Da? Și până nu am ajuns la un break-even al modelelor, da? Din 20 de modele e mai complicat să vinzi. În momentul în care ai peste 1000-2000 de modele, atunci lucrurile se mai așează, inclusiv din punct de vedere remunerații și business. Uh-huh.
Și cum arată procesul efectiv prin care realizați o colecție nouă? Cam ne puteți prezenta cam care ar fi pașii principali de la ideea de pe planșă la proiectul în casa cuiva? Într-adevăr, întreg procesul este unul destul de îndelungat, pornind de la idee. Pot să mă raportez la colecția Masa Tiera. Această colecție, într-adevăr, a venit ca o nevoie cerută de clienții noștri, pentru că am avut o lungă perioadă în care noi am locuit cât mai mult în casele noastre și pandemia ne-a forțat să facem acest lucru, iar oamenii au simțit nevoia să aducă natura în casele lor. Și noi am venit, venit în completarea acestei nevoi și am realizat această colecție cu motive exotice și cumva le-am adus vacanța la ei în casă, astfel încât să fie cât mai conectați cu exteriorul. Și această colecție a luat naștere prin realizarea unui mood board. Am stabilit o paletă cromatică, o manieră de lucru, pe care ulterior am prezentat-o colegilor de la design și noi luăm parte la întreg procesul creativ, adică stăm alături de ei astfel încât să urmărim această direcție și toate modelele să capete o unitate. Ok. Și spuneai că acea colecție a apărut ținând cont de contextul mai complicat în care ne aflam cu toții, am descoperit că putem sta și mai mult acasă. Acum, în continuare, din ce scriem și noi la Real Estate, am aflat că oamenii vor să mai și lucreze în continuare de acasă. Așa este, s-a creat un fenomen. Și vă gândiți cumva să mai extindeți zona asta de confort pentru om care mai și are o activitate profesională acasă, nu doar se relaxează sau își petrece viața obișnuită? Da, focusul nu este neapărat să satisfaci o anumită categorie de public. Scopul, până la urmă, este de a crea bine și frumos în general și atunci oamenii unde își găsesc partea de bine și de frumos apelează cu încredere la ea. Toate colecțiile noastre, ca să vin în completarea Oanei, vin dintr-o sferă culturală și emoțională. Dacă o colecție nu îndeplinește primele două aspecte, atunci ea nu va lua naștere. Și absolut toate colecțiile pe care le lansăm, așa cum am lansat și Poema Română, o colecție inspirată din motive tradiționale românești, așa cum a venit Masa Tiera, cumva, care are o inspirație din poveștile Robinson Crusoe. Și tot așa, tot timpul găsim sfera asta culturală și de emoție pe care o aducem în produsul nostru. Și odată, având aceste două ingrediente, lucrurile iau naștere într-un mod natural. Cu o bună organizare a proceselor, ajungem la un produs frumos. Și cât de deschis sunt românii la folosirea tapetului într-un proiect de amenajare și cam aș fi curios care ar fi cea mai scumpă lucrare pe care ați executat-o până acum. Românii sunt destul de deschiși. Ce vă putem spune noi din experiența noastră este că românii au început să lucreze cu profesioniști. Adică inclusiv noi avem în portofoliu peste 350 de designeri și arhitecți cu care colaborăm și asta ne arată că din ce în ce mai mulți români apelează la sfatul unui om cu experiență și cu expertiză în amenajare. Lucru care pe noi ne ajută foarte tare în business să putem să evoluăm. Pentru că așa putem ajunge la proiecte din ce în ce mai mari. Legat de întrebarea ta, care este cel mai mare proiect, avem de la proiecte din centre comerciale, am făcut de la mall-uri, facem spitale, facem tot felul de centre, de real estate, de clădiri de birouri. Deci în zona comercială, în dar zona și comercială, da, și rezidențială. Dar evident că zona comercială acoperă suprafețe mult mai mari, dacă vorbim de valori. În momentul de față, principala voastră piață este capitala? Sau nu, neapărat. Aveți diversificat la nivel național? Nu, vindem în toată țara în momentul de față și ușor, ușor am început să ne extindem și în afară. Și ăsta este planul nostru de viitor. Cumva sună clișeistic, dar ne dorim din tot sufletul să punem România pe harta designului internațional și asta este principalul off la care lucrăm zi de zi și ne mână în luptă să ne trezim dimineața și să o luăm de la capăt. Ca
Care sunt pașii pe care i-ați gândit acum ca să vă vedem la nivel european, acolo sus unde trebuie? Păi avem mai multe strategii, atât în online cât și fizic. O să participăm la târguri în afară. Acum în septembrie o să ne puteți vizita la Maison d'Objet la Paris. Și zona de online în care activăm din ce în ce mai puternic. Și simțiți sau generația voastră credeți că va avea curajul să pună cumva România pe harta designului internațional, ceea ce până acum ne-a mișcat cu pași mai timizi? Credeți că voi veți putea să faceți asta, să deschideți o nouă cale de dezvoltare pentru toată industria? Categoric. Noi spunem da din tot sufletul, doar că înțelegem și pe cei din urma noastră care nu au reușit treaba asta, partea de infrastructură care nu te ajută în momentul în care noi ne comparăm cu un producător din Marea Britanie sau din Franța, unde lucrurile funcționează un pic altfel din punct de vedere infrastructură. Da? Pentru noi clar a fost o problemă, dar lucrurile astea din punct de vedere al globalizării internetului și al încercării de globalizare în general al produselor în lume, n-ar mai trebui să fie o problemă. Și atunci, cum noi încercăm, ar trebui să încerce toată lumea să-și extindă orizonturile și în afara granițelor. În domeniul imobiliar vorbim tot mai mult despre sustenabilitate. Avem clădiri verzi, se construiesc locuințe care au un impact foarte mic asupra mediului înconjurător. Și aceasta e o tendință care va continua cu siguranță, va deveni o nouă realitate a pieței. Cum simțiți voi cererea pe zona aceasta și cum abordați subiectul sustenabilității la nivel de business, mai exact? Păi, sustenabilitatea clar este un trend ce va dăinui foarte mult timp de aici înainte. Tot business-ul nostru este setat de la bun început să oferim partea de sustenabilitate. Toate cernerurile care imprimăm sunt pe bază de apă și ecologice. Materialele pe care le folosim încercăm să fie în mare parte din materiale reciclate. Adezivii pe care îi folosim în zona de tapet, la fel, sunt pe bază de amidon și ecologici. Iar partea asta de sustenabilitate, în mod cer, va fi viitorul. Cum o simțim din punct de vedere a pieței din România? Încă foarte timid. Adică din 500 de cereri nu cred că avem două în care ni se cer fișe tehnice în care să demonstrăm faptul că oferim un produs sustenabil din punctul ăsta de vedere. Dar suntem pregătiți pentru viitor și pentru ceea ce va urma. Pentru că pe mine ca și jurnalist mă interesează tot timpul cum iau antreprenorii decizii și care este povestea din spatele realității pe care o vedem. Aș fi curios cum se întâmplă la voi, cum luați deciziile, pentru că sunteți o familie și acasă și aici. În primul rând, noi avem aptitudini și activități complementare. Dragoș este un foarte bun manager, iar eu mă ocup cu partea creativă, ceea ce a făcut ca toate lucrurile să funcționeze. Mai mult de atât, de-a lungul timpului am ajuns la o maturitate și am devenit foarte înțelepți, astfel încât să ne prioritizăm scopul și să facem ca lucrurile să meargă. Deci la noi nu există orgoliu, deciziile le luăm de comun acord, întotdeauna dăm valoare deciziei pe care o are celălalt, pentru că fiecare are aptitudini în ceea ce îi privește activitatea. Și avem o energie bună de comun acord. Dar asta ar fi o întrebare mai mult, pentru că noi în România nu prea vorbim despre afacerile de familie sau sunt încă în dezvoltare, încă nu avem o cultură a business-ului de familie care să fie lăsat în moștenire generațiilor următoare. Cam uitându-vă și voi în sectorul nostru privat, cam ce sfat le-ați da celor care vor să pornească o afacere fiind o familie deja? Nu cred că există o variantă mai grea decât asta, să începi zona de familie. În același timp, nici nu există o variantă mai sinceră și mai fair play decât asta. Este exact în zona opusă a lucrurilor și cum spuneai și tu, da, într-adevăr, sunt foarte puține afacerile de familie pe care să le lași mai departe, pentru că nu avem istoric și nu avem cultura afacerilor care să fie lăsate mai departe. Cumva, dacă o întrebi pe Oana, este primul ei țel să reușească să reușim împreună să ducem afacerea asta chiar și peste generații.
Și nu e vorba de afacere, până la urmă este de un mod de viață și de un mod de a fi și de un mod de a crea și de a face bine atât oamenilor din jur cât și ție. Și e vorba și de o cultură pe care o creați aici. Evident. Probabil și tu ai văzut în momentul în care ai intrat la noi în birou atmosfera pe care o insuflăm. Lucrul ăsta nu se poate o face într-o manieră forțată. Dacă oamenii simt să comporte așa, așa o să întâmple lucrurile. Faceți angajări acum? Dacă tot ai menționat. Toată lumea ne întreabă când ne depășesc pragul. Toată lumea ne întreabă dacă angajăm. Într-adevăr, suntem într-o continuă dezvoltare. Și ca să vin în completarea lui Dragoș, ca să pot să devii creativ în zona asta, trebuie să fie o energie bună în care să te poți manifesta. Am mai vorbit cu oameni din industrie, piața imobiliară se dezvoltă în continuare în România și aș fi curios cum se traduce acest lucru în planurile voastre pentru anii următori, la ce v-ați gândit să faceți, ați vorbit ceva și despre extinderea în afara României. Cam cum simțiți voi piața în acest moment și la ce să ne așteptăm de la voi până la finalul anului, cel puțin? Noi fiind un startup, scopul nostru este să consolidăm ceea ce am realizat până la momentul de față și să încercăm linii noi de business complementare cu ceea ce creăm. Ne propunem să diversificăm cât mai mult gama de produse, să diversificăm cât mai mult piețele pe care produsele Vladila ajung. Și avem ca scop deschiderea unui studio de design interior și de arhitectură pentru a completa această filozofie a brandului nostru. Îl veți coordona tot voi doi sau vă gândiți să mai aduceți un manager? Cum ați gândit-o? Tot timpul lucrurile pleacă din doi piloni, să spunem așa, după care organigrama, într-adevăr, trebuie consolidată într-un mod profesionist. Evident, tot ceea ce am construit și construim atât cu juniori pe care noi îi luăm și învățăm, pentru că nici noi nu am avut experiență în domeniul ăsta și automat lucrurile se învață prin încercări și prin greșeli, dar că o bază foarte importantă este partea de profesioniști pe care îi luăm și care lucrează și ne sunt parteneri în business-ul acesta. Deci mergem în două direcții, ca să răspund la întrebare. Atât în zona de a lua oameni care sunt deja profesioniști, au expertiză, cât și zona de juniorat. În concluzie, viitorul arată bine. Da, da. Ideea este că la noi a fost o ascensiune de la o lună la alta, ceea ce ne-a dat putere să avem obiective din ce în ce mai mărețe. Și anul acesta obiectivul major este să internaționalizăm produsele noastre. Ok. Vreau să vă mulțumesc, Oana și Dragoș, pentru discuția excelentă. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit astăzi și până data viitoare să auzim de bine!